Bine v-am găsit, cu drag. Săptămâna viitoare sunt deja în București. Acum vorbesc încă de la mine de acasă, de aici, din Bahia. Ceremonia pe care este o ceremonie, cea pe care o să o facem, nu este un workshop, este ca un ritual de trecere. Se numește Spirala Sacră a Renașterii Feminității. Și este o adunare în cerc, în jurul focului, în care o să povestim cum bunicile noastre și cum bunicile din toate vremurile, păstrătoare așa ale înțelepciunii Pământului, vedeau și văd puterea sângelui nostru menstrual și puterea ciclicității prin care orice femeie trece din momentul în care devine femeie și până când intră în faza ei de înțelepciune, pe care în lumea modernă o numim menopauză. Toate aceste amintiri minunate care trăiesc în fiecare celulă din corpurile noastre de femei, și asta este frumos în ceremonia asta, că pe măsură ce auzim povestea și ce se întâmplă în fiecare dintre cele patru faze ale ciclului și cum ne conectăm cu noi înșine, e ca și cum corpul nostru răspunde recunoscând informațiile astea, pentru că ele sunt în noi, ele există în noi, sunt vii. Este o ceremonie pe care o să o facem într-o zi întreagă, tocmai din dorința de a avea timp să ne auzim, să ne cunoaștem, să ne povestim. Și are două părți, o parte în care, așa zisă teoretică, o parte în care atingem partea de poveste, de memoria ancestrală a sângelui nostru lunar și a celor patru faze ale ciclului, și o a doua parte în care o să desenăm efectiv cu creioane colorate pe hârtie această spirală, această hartă a propriului nostru ciclu, pe care fiecare dintre noi o să o ia acasă și cu care o să lucreze, dacă o să simtă chemarea inimii așa, pentru toată viața, până când o să intre în faza de înțelepciune. Vorbesc cam amestecat românește cu portugheză câteodată, iertați-mă. O să se întâmple asta și în ceremonii, cu siguranță, dar asta e, face parte. Pe foarte scurt, asta e despre ceremonii. Mai întreabă-mă tu. O primă întrebare care îmi vine este dacă acesta este ceremonia, este un eveniment exclusiv pentru femei? Nu este un eveniment exclusiv pentru femei. Ba chiar noi aici, în evenimentele pe care le facem aici în Brazilia, insistăm chiar ca femeile să vină însoțite de partenerii lor. Și de asemenea deschidem larg poarta pentru bărbați care poate nu sunt într-o relație, dar care vor să afle mai multe despre adevărul profund al feminității noastre. Pentru că înțelegând și știind cum funcționăm noi femeile și de ce sângele ăsta lunar este atât de important și de ce uterul nostru are o putere atât de mare, iar pentru un bărbat, înțelegând cum funcționează ciclul ăsta și în ce fel el poate fi împreună în acest proces și nu un străin care e acolo afară, dat la o parte în toată intensitatea asta de emoții și de trăiri pe care fiecare femeie le parcurge în fiecare lună. Așadar, orice bărbat care vrea să aprofundeze și să-și înțeleagă mai bine partenera sau viitoarea parteneră este foarte binevenit la ceremonia asta. Mare, mare drag! Minunat. Din punctul meu de vedere, cunoașterea pe care o aduci tu face parte din un pachet esențial de informații pe care ar trebui să-l aibă orice om care alege să trăiască o viață conștientă. Eu știu câte ceva despre parcursul tău în Brazilia și lucrurile pe care le-ai făcut și din discuția cu tine mi se pare că tu aduci o cunoaștere sintetizată din mai multe discipline și din mai multe direcții,
Aș vrea să te rog dacă poți să povestești un pic despre activitățile care te-au adus în acest punct. Sigur, cu mare, mare drag. Călătoria asta a mea personală cu trezirea pântecului și cu reîntoarcerea la sacralitatea noastră ca femei a început, practic, în momentul în care am devenit mamă, acum 9 ani și jumătate, doar că nu știam că se întâmplă asta cu mine, pur și simplu am născut și toată viața mea s-a schimbat complet. Și pas cu pas, pas cu pas, această determinare și dedicare către calea mea spirituală m-a dus dintr-o practică în alta către ceea ce a căpătat acum această formă rotundă. Așa, practica conștientă, să-i spunem, cu trezirea pântecului am început în 2013, urmând chiar o formare care se numește Womb Awakening, care mi-a schimbat complet viața. Iar în 2016, după ce s-a născut al doilea meu băiețel, am cunoscut o familie care se numește Tribu Dalua și în această familie ea a crescut cu fiecare nouă întâlnire tot mai mult și mai mult. Este formată din multe femei și mulți bărbați care ne întâlnim și studiem toată această cunoaștere ancestrală care vine din Anzi, deci de la popoarele originale din munții Anzi. Studiem plante sacre, studiem medicina cu plante pentru vindecarea uterului, vaporizări, în fine, toată paleta de vindecare pentru femei împreună cu Mama Pământ, cu cunoașterea care vine din Mama Pământ. Sunt pe acest drum din 2016 și el se aprofundează la fiecare nouă întâlnire tot mai mult. Iar această ceremonie numită spirală face parte, este una dintre învățăturile pe care le-am primit în cadrul prezenței mele în familia Tribu Dalua. Ea vine pe linie directă de la un trib de femei, care se numește chiar Tribu Dalua, care locuiește undeva în munți, în Columbia, iar cel care a adus către noi, cei care încă trăim așa în lume, în viața de zi cu zi, este un bărbat care se numește Maori. Iar Maori, în afară de tot ce a primit de la Tribu Dalua din Columbia, a trăit și a vizitat multe triburi dedicate cunoașterii ancestrale a pământului și cunoașterii uterului în Peru, în Guatemala, în Bolivia, în America de Nord. Deci sunt, practic, este aceeași învățătură care se regăsește în diverse triburi care merg pe aceeași cale. Chiar dacă sunt triburi aparent diferite, ele urmează aceeași învățătură. Iar eu sunt așa, personal, simt o chemare super, super puternică către a descoperi cu adevărat cum arătau învățăturile ancestrale ale femeilor și preoteselor noastre dace. Și acesta este unul dintre motivele pentru care vreau foarte mult să fac una dintre ceremonii lângă sau aproape de Sarmisegetuza, tocmai pentru că e o chemare uriașă acolo, pe care o aud foarte, foarte puternic și către care vreau să mă îndrept acum în România. Sentimentul meu este că urmam aceeași cale. Da, și al meu este că venirea ta aici, practic, închide un cerc și mai mult ca sigur că vor apărea informații despre ceea ce făceau strămoșii noștri, care cu siguranță se suprapun peste informațiile care vin din zona ta, din Tribu Dalua. Revenind un pic la ceremonia spiralei, prima ceremonie este deja stabilită, va fi în Brăila Galați, pe 21 iulie, duminică, de la 9:30 dimineața la 5 seara, pe pagina Romania Healing. Mihai face acolo un formular foarte frumos pe care puteți să vă înscrieți și înscriindu-vă o să primiți
care sunt pașii ulteriori ca să vă înscrieți de adevăratele la ceremonie, să ne putem vedea, e foarte simplu. Următoarea dată pe care am bătut-o deja în cuie este București, 25 august. Și în afară de Brăila, Galați și București, intenția mea cu toată dragostea este să ne vedem de asemenea în Suceava, în Brașov, în Cluj, în Iași și, posibil, sper eu, aproape de Sarmise-Getuza. Să ne ajungă timpul în astea două luni și jumătate cât o să fiu în România și sper ca măcar într-unul din orașele astea să poată ajunge cine simte așa că îi dă inima yes și spune da, vreau, să poată ajunge măcar într-unul din orașele astea, iar datele, pe măsură ce le stabilim, o să le comunicăm aici pe Romania Healing.